Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiune Întrebare. Vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Așa cum deja v-am obișnuit și de data aceasta avem în studiul nostru onoarea de a-l avea ca invitat pe un prieten drag, un nou slujitor deosebit în grădina Domnului, așa că îi spunem un bun revenit lui Alex Ivan. Alex, bine ai revenit la noi în emisiune. Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație, Dumnezeu să vă binecuvinteze. La fel îți dorim și ție și stimați prieteni, vă readucem aminte că Alex Ivan este slujitor în Biserica Creștină Pentecostală Betel din București, lider de tineret, de asemenea presbiter, un om implicat în slujire atât la nivelul comunității de București, cât și în câteva localități. Este un om care predică Cuvântul lui Dumnezeu și de asemenea un om care studiază și iubește Cuvântul lui Dumnezeu. Alex, Domnul să-ți dea putere să duci mai departe lucrarea aceasta. Și acum, dacă suntem din nou în fața micului ecran, în fața camerei de la vedere, te provoc la o discuție pe măsură, și anume vom vorbi astăzi despre recuperarea sau ignorarea celor pierduți din casa Domnului, din biserica locală. Am putea spune, am putea discuta despre aceste două opțiuni. În a ignora sau a încerca să facem ceva cu cei care de-a lungul timpului poate au fost cu noi, au crescut cu noi, s-au rugat, au cântat, au fost cu noi în adunare, în biserică și la un moment dat au dispărut sau n-au mai dat niciun semn de viață. Oameni care au trecut prin procesul acesta de convertire, oameni care poate au fost duși la binecuvântare, vor de copii născuți în biserică, în familie de credincioși, dar care, datorită unor circunstanțe, datorită unor decizii greșite, s-au îndepărtat de cuvânt, s-au îndepărtat de Dumnezeu și, bineînțeles, s-au îndepărtat de părtășia frățească. Înainte de toate vreau să spun, vreau să îmi confirm dacă ceea ce am explicat acum este un scenariu fictiv, este doar o în teorie sau de-a lungul experienței tale de copil crescut, născut, crescut în biserică și slujitor, ai întâlnit asemenea situații? Da, e adevărat. Un lucru de precizat încă de la început. Cei care se rătăcesc nu se rătăcesc în casa lui Dumnezeu. Pleacă din casa lui Dumnezeu și e greu să mai păstrezi legătura cu ei. Pentru că, în general, fiecare om e cu siguranță liber să aleagă ce e mai bun pentru viața lui, dar aparținând unui organism spiritual, cum este biserica, este o datorie spirituală și pastorală pe care un slujitor o are de a-și căuta turma. Vezi, Domnul Iisus Hristos a folosit într-un context o pildă care, pur și simplu, de la ea aș vrea să pornim în discuție, pilda oii pierdute. Domnul Iisus Hristos spune că în Israel se pot pierde cei care au templu, care au legea, care au cunoscut profețiile, care așteptau venirea lui Mesia. Și în contextul pierderii lor, aici vorbim despre o turmă fără păstor. Chiar Domnul Iisus spune, mă uit la israeliți și îi văd așa cum îi compar cu o turmă de oi care nu are păstor, nu au direcție, sunt împrăștiați. Și scopul Domnului Iisus Hristos a fost acela de a-i aduna. El a venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Deci întruparea Domnului Iisus Hristos pe pământ a avut ca scop recuperarea celor care, dintr-un motiv sau altul, s-au depărtat de ceea ce înseamnă planul lui Dumnezeu pentru Israel ca națiune. Și vezi, Domnul Iisus Hristos folosește în pilda aceasta, prin alegoria pe care o face, păstor, oaie, scoate în evidență planul lui, dragostea lui, disponibilitatea lui de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Să înțelegem că în metafora aceasta a turmei, oaie se pierde. El se duce și o găsește. Le lasă pe celelalte 99 și atunci când o aduce înapoi în staul, bucuria este mare, o bucurie pe care o împărtășește cu prietenii, așa spune în relatarea din Luca. Acum, ce învățăm din pilda Domnului Iisus Hristos este unul, să nu lași în urmă pe nimeni.
să ai timp să cauți și să înțelegi care ți este vocația. Când te uiți spre o turmă, când te uiți spre credincioși, spre oameni, trebuie să vezi în ei copiii lui Dumnezeu. Viața pe pământ este o viață foarte foarte schimbătoare de pe o zi pe alta. Convingerile unor oameni se schimbă chiar foarte ușor datorită presiunii care vine din societate, vine pe aceste canale media. Și atunci sunt în pericolul acesta de a-și pierde direcția, de a-și pierde chiar interesul pentru Dumnezeu. Ce face Dumnezeu în contextul acesta? Ne folosește pe noi, oamenii ai lui Dumnezeu, să-i găsească. Acum, oile întotdeauna ascultă glasul păstorului. Domnul Iisus a spus lucrul acesta. Fără a atrage atenția asupra fiecărui slujitor și a-i da mai mult credit decât merită sau mai mult credit decât e necesar în situația aceasta, recuperarea, deși se face printr-un păstor, printr-un slujitor, printr-un om care are putere din punct de vedere spiritual și are autoritate din punct de vedere spiritual să se ocupe de gestionarea unor astfel de probleme, gândește-te că Domnul Iisus Hristos este subiectul principal în această situație, pentru că El este Cel ce folosește slujitorii să meargă spre turmă și să-i aducă înapoi. Dar acum, în opinia mea, nici măcar Dumnezeu nu trece peste voința omului. Dacă cineva se pierde, e una. Dacă cineva se rătăcește, e una. Dar dacă cineva pleacă într-un mod intenționat și refuză orice dialog cu biserica, orice dialog cu oamenii lui Dumnezeu, invocând texte, pretexte și așa mai departe, pot fi adevărate. Dar dacă și slujitorul și cel ce pleacă din turmă au frică de Dumnezeu, eu cred, în opinia mea, că cel puțin prin dialog se pot dezamorsa niște lucruri în așa fel încât recuperarea să fie un proces reușit. Foarte, foarte bine punctat și de aici vreau să mergem puțin mai departe, Alex, pentru că aș vrea să definim cei trei sau câțiva jucători din toată, să spunem, povestea aceasta, din tot scenariul acesta. În primul rând este cel care se rătăcește oaia, credinciosul care o ia razna, da, se depărtează de turmă. Pe de altă parte, păstorul, da, și apoi restul comunității, restul oilor. Fiecare dintre aceste trei componente au un anumit rol în a recupera pe cineva. Acum, hai să ne uităm puțin la păstor. Când vorbim despre, dacă ne uităm la cel care s-a rătăcit, sunt două mari, să spunem, posibilități. Una e că se duce în mod voit, pur și simplu, așa dorește și de obicei când se întâmplă așa, se rupe legătura, nu mai răspunde la telefon, nu mai dai, deci pentru că omul așa a decis, greu mai ajung la inima lui. Pe de altă parte, sunt oameni care pur și simplu cad și apoi le rușine, le jenă sau știu eu, au o stare dintre aceasta în care nu știu. Și, într-adevăr, oamenii aceștia pot fi ajutați. Dar lăsăm situațiile acestea, ne întoarcem către păstori. Trăim niște vremuri destul de interesante și deja se vede foarte mare, ușor diferența dintre predicatori și păstori. Deși păstorii sunt și predicatori sau se ocupă și cu hrănirea oilor, cu învățătura din cuvântul Scripturii. Da? Ceea ce vedem acum și de ceea ce am spus despre opțiunile acestea de o ignorare sau facem efortul pentru recuperare. Da? Sunt cele două situații. În momentul în care ai o biserică formată din oameni care poate nu-i cunoști, nu mai spun de cei care sunt virtuali, oameni care vin la biserică doar pentru a vedea un program, doar pentru că cântă cineva, doar pentru că nu știu ce invitat ai la predică, accentul din ultima vreme, și cred că ai observat și tu, și văd că e încă în creștere, este acela de a avea un lider, hai să nu-i spun păstor, care se concentrează doar pe cuvânt, doar pe predicare, da? Dacă se poate cât mai motivațional și mai puțin pe păstorire. De fapt, păstorii eu cred că sunt în minoritate. Oamenii aceia care, într-adevăr, fac ceea ce Domnul Hristos a spus, păstorii aceia de școală veche, să spun așa, de care au grijă de ucenici, care formează și au grijă de ucenici. Oameni care le știu problemele, care îi vizitează, care îi sună, care îi cresc, care îi dojenește atunci când trebuie, da? Oameni care se roagă, oameni care suferă, oameni care se bucură când e vorba de o bucurie. Și
Cum vezi situațiile acestea? Pentru că deja vorbim de două personaje care ar trebui să se ocupe în mod special de recuperare, sau cel puțin să încerce să facă. Cum vezi tu lucrarea aceasta unui om care nu-l interesează decât să aibă audiență? Va mai fi interesat? Sau un om care, într-adevăr, știe, cunoaște familia, cunoaște omul, știe ce-i cu el, știe unde... Cum vezi tu situația asta? E o problemă contemporană zilor noastre. Ne trăim în asemenea situații, în acest context, așa că hai să ne gândim cum vezi tu lucrurile. În contextul ăsta aș vrea să fac câteva precizări. Un păstor trebuie să predice. Este chemarea pe care Dumnezeu o face de a hrăni turma. O altă precizare este că deși păstorul te hrănește, nu exclude în viața ta responsabilitatea de a-ți alimenta sufletul cu lucruri care trebuie și în mod privat. Domnul Iisus Hristos a spus, ai grijă și în odăița ta să te rogi, să ai devoțiune, acolo să se întâmple întâlnirea ta cu Dumnezeu într-un mod zilnic, într-un mod regulat. Apoi, păstorul bisericii are responsabilitate, așa cum înțeleg din Sfânta Scriptură, păstorul și prezbiterii, pentru că vei găsi în Noul Testament această sintagmă, mai ales în epistola lui Petru. Spune prezbiterilor, păstoriți turma lui Dumnezeu. În contextul acesta, ce cere Dumnezeu de la acești păstori? Unul, să-și cunoască turma. Dacă biserica pe care ei o păstoresc se împarte în două, turma prezentă și turma virtuală, în opinia mea acolo se nasc mai multe derapaje și se nasc mai multe probleme pe care nu le va putea gestiona într-un mod onest. În primul rând, eu nu cred într-o biserică virtuală, exclud cu desăvârșire, pentru că așa îmi spune Sfânta Scriptură. Biserica este un organism care trăiește în această dimensiune comunitară. Noi avem nevoie unii de alții, noi suntem trupul lui Hristos. Această metaforă a trupului, dincolo de ceea ce oferi, vine și ce primești din partea lui Dumnezeu pentru hrănirea și pentru desăvârșirea și maturizarea ta spirituală. Dar rolul păstorului, dincolo de a-și cunoaște turma, rolul păstorului este să vegheze ca turma să-i rămână în biserică. Dacă ea se mută în online nu poți să-i rezolvi problemele. Nu poți cunoaște oamenii în online. Eu pe aceștia îi numesc aparținători. Dar un aparținător nu este un om cu care tu să poți intra într-un dialog, pe care să-l poți mentora, pe care să-l poți ajuta. În opinia mea, nu cred că este un păstor sau un prezbiter pe care un membru din biserică să-l fi chemat, spunând ajută-mă în situația asta, să-i fi întors spatele. Acolo vorbim de rea voință. Nu cred că există, adică te impune cu necesitate slujba și vocația pe care o ai de a răspunde, inclusiv celor ce cândva te-au contestat. Am întâlnit păstori care au păstorit oameni care i-au contestat autoritatea ani de zile. I-a căsătorit copiii, i-a înmormântat rudele care au decedat, le-a arătat suport în mai multe circumstanțe. Așa le-a câștigat inima. Și așa au văzut că, de fapt, păstorul nu este un manager care e interesat doar de număr, audiență și așa mai departe. Un păstor, în opinia mea, trebuie să fie foarte aproape de turmă. Și, din păcate, noi suntem într-o generație în care cei mai mulți oameni, datorită tehnologiei, se mută în acest sector. Cum facem să-i aducem pe oamenii aceștia împărtășirea bisericii? Nu te poți împărtăși cu trupul și sângele Domnului virtual. Este o iluzie să crezi că participând la slujbe online poți avea aceeași trăire spirituală. Absolut. Precum o ai în biserică. Și atunci noi recomandăm celor care frecventează online aceste mișcări să se ducă fizic în aceste mișcări. Nu e obligatoriu să te duci la o biserică unde pur și simplu nu mai vrei sau ai nevoie de altceva. Du-te într-o comunitate și lasă-te păstorit. Problema generației contemporane nu este numai aceasta că se mută în online, ci refuză mentorare, refuză pastorația, păstorirea sufletului. În această circumstanță, ei sunt proprii lor păstori, ei sunt proprii lor evaluatori în circumstanțele vieții. Și atunci, dacă nu dai voie unei a treia persoane din existența ta și a familiei tale să te supravegheze,
să vadă ce anume mai trebuie schimbat în viața ta, te vei găsi pe un drum care duce spre nicăieri. Alex, dar hai să ne uităm puțin și la cazul în care, din dorința aceasta de a nu fi tras la răspundere, de a nu avea o responsabilitate în biserică, să fii doar un consumator sau știu eu, să nu fii prea băgat în seamă, da? Este și tendința aceasta ca mulți să se ducă în biserici unde nu întreabă nimeni nimic, unde e o masă amorfă așa, de fiecare vine de unde poate, cu ce poate, nimeni se bucură de programul care este acolo, de muzica, de sunt atrași de tot felul de... Aici o formă de evlavie, Cătă. O formă de evlavie. Dar revenim la metafora trupului lui Hristos. Biblia spune, tu primești. Bun, tu ești pasiv și doar consumi. Închinare, mesaj și cam tot ce înseamnă viziunea și misiunea acelei biserici. Dar la rândul tău te responsabilizează Dumnezeu să-ți aduci contribuție, ca și într-o familie. Nu se poate unul să tragă și unul doar să fie pasiv. Doar să aștepte, să se întâmple lucruri, doar să fie telespectator. Într-o familie ai intrat de bunăvoie. Intrat de bunăvoie în familie, ai responsabilități. Nu te-a pus nimeni să intri în familia aceea. Dar dacă ai luat responsabilitatea aceasta, mergi pe ideea de legământ, când tu intri în trupul lui Iisus Hristos, prin naștere din nou, prin botez, prin apartenență la un organism spiritual, într-o anumită zonă geografică, unde s-ar afla oamenii care ne ascultă, au obligația înaintea lui Dumnezeu de a fi mădular. Iar a fi mădular nu exclude contribuția ta pentru desăvârșirea organismului în care Dumnezeu te-a pus. Ai o obligație ca dincolo de ceea ce primești să și oferi. Această idee, în opinia mea, vine din influența demonică. Diavolul bagă în cap oamenilor din contemporaneitate că e suficient doar să participi, să n-ai nicio implicare. Te rog să mă crezi, o astfel de viață va dezvolta probleme. Într-un orizont de timp, un om care nu își aduce contribuția la creșterea spirituală a unui trup, cum este biserica, pe care doar o vizitează și de la care n-are nicio, pe care nu vrea să o slujească sub nicio formă, pentru că e doar un ascultător, într-una din zile va realiza, când îi se va încheia viața, că neaparținând unui trup, cum este biserica, consecința va fi separarea de Dumnezeu veșnică. Aici lucrurile sunt cu o implicație eternă. De aceea, recomandarea pe care o am, inclusiv pentru tineri, să iasă din mirajul acesta de pe internet că bisericile online sunt o soluție. Nu sunt o soluție. O biserică care nu-ți poate supraveghea viața spirituală nu poate fi o biserică pentru tine. E o biserică pentru cei care merg acolo. Și dacă nu te asistă cineva în procesul desăvârșirii, în procesul transformării, într-una din zile vei realiza că nu aparții trupului lui Hristos și biserica este trupul lui Hristos. Și aici nu vreau să vorbesc de confesiunile din care provenim fiecare din noi, dar este o datorie a unui credincios, a unui ucenic care l-a întâlnit pe Iisus să intre în trupul lui Hristos. Și intrat acolo, absorbit în trupul lui Hristos, derivă dincolo de drepturi, că toți au drepturi. Derivă și niște responsabilități. Și aici când vorbim despre responsabilități, nu vorbim să-ți dai zecioară, să dai contribuția, să plătești, să ai grijă să funcționeze administrativ o clădire. Vorbim despre implicarea ta spirituală. Tu ce faci pentru Dumnezeu? Tu ce faci pentru împărăția lui Dumnezeu? Și gândește-te că Domnul Iisus Hristos de cele mai multe ori a amendat această atitudine sedentară. Și dacă te uiți în viața ucenicilor, cu ucenicii a început, i-a scos din sedentarism. Și a spus, veniți să vedeți ce fac, veniți să faceți împreună cu mine. Deseori când făcea minuni, spunea, puneți pe oameni să stea jos, luați coșurile cu pâine și pește și distribuiți-le. Domnul Iisus Hristos le-a spălat picioarele, i-a împărtășit și le-a spus, mergeți în toată lumea, faceți ucenici și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Mergeți și faceți. Deci, Domnul Iisus Hristos n-a privit spre biserica pe care a format-o ca spre o organizație spirituală de tip sedentar, unde oamenii sunt păstorii, apostolii, sunt venerați doar pentru că au fost în compania lui Iisus. El vine și spune, cine vrea să fie cel mai mare, să fie slujitorul. Și de aici pornește, puneți mâna și slujiți.
puneți mâna și construiți o împărăție care nu se poate clătina. Și Duhul Sfânt întotdeauna când lucrează convertire în omul, într-un om care se desprinde de lume, dincolo că îi mântuiește sufletul, eu cred lucrul acesta potrivit cuvântului lui Dumnezeu, că se întâmplă ceva mai mult. Îi se face o chemare. Și chemarea pe care Dumnezeu o face este să-L slujească pe Dumnezeu. Și pe Dumnezeu, acum pot înțelege excepțiile, dar nu poți să-L slujești pe Dumnezeu numai solitar. Tu în carapacea ta să nu știe nimeni. Gândește-te că în tot ce înseamnă dimensiunea bisericii din Noul Testament, ea anticipează această dimensiune comunitară, proclamă dimensiunea comunitară a bisericii. Noi, unde sunt doi sau trei, vine și Iisus. Unde sunt doi sau trei, se pot realiza lucruri. Se întâmplă să cadă, îl ridică celălalt. Dar există o contribuție semnificativă a fiecărui participant. Dacă ești creștin, impune cu necesitate să slujești, să te implici, să ieși din această realitate virtuală. Realitatea virtuală nu îți dă să mănânci. Cei mai mulți au impresia că uitându-se la o imagine se și satură, pe când ți-e foame, uitându-te la imagini, doar îți târnești apetitul și îți târnești pofta de mâncare, dar pozele nu te satură. Și ce s-a întâmplat cu ocazia pandemiei? Aici diavolul a lovit substanțial și a lovit în inima slujirii bisericii. Pur și simplu i-a parcat pe cei mai mulți. Și dându-le această alternativă, stai acasă, că uite-i bine, din nefericire o parte din credincioși, și vorbesc cu slujitori de aici, România și din străinătate, înainte de pandemie aveau o participare mai bună a credincioșilor la slujbele bisericii. O implicare în slujbele bisericii, devoțional fiecare, o cântare, un îndemn, tot ce înseamnă desfășurarea unei slujbe religioase în comunitățile penticostale cu care am stat de vorbă. Dar în contextul pandemiei, slujirea s-a limitat, participarea s-a limitat. Și am spus, bun, trece pandemia, lucrurile revin la ce a fost înainte. Numai că în contextul prezent, nu mai revin. Pur și simplu, o parte din credincioși că sunt anesteziați. Și nu mai vor să facă. Și știi ce mă deranjează, Cătă? Dincolo de argumentele pe care le aduc, că sunt ocupați, că au foarte multe lucruri, să ai copii, te solicită, să ai un loc de muncă, mai ales în contextul ăsta în care cei mai mulți își pierd locurile de muncă, au această tendință de a se îngrijora, că își pierd locurile de muncă, să fie mult mai prezenți în ce înseamnă joburile lor. Pot să înțeleg lucrurile acestea. Dar să ajungi să spui că nu mai vin la biserică pentru că nu am timp sau ziua de duminică o dedic familiei, ai ajuns într-o cursă. Și familia cu eu dedici? Păi și familia... cu e. Ridicăm din numeri. Și atunci când apar probleme, știi ce se întâmplă? Se depărtează de biserică. Și aici aș vrea să punctez un lucru. Am întâlnit oameni care au acuzat anumiți slujitori. Și au spus, pastorul nu m-a căutat niciodată. Prietene, i-am spus. Tu cât ai fost membru în biserica asta, te-ai dus vreodată? Dincolo de când ai fost botezat, te-ai dus vreodată să vorbești? Frate pastor, hai să povestim. Păi niciodată. Păi dacă de la tine nu vine... Un om care se ocupă de sute de suflete, bun, este obligația lui, intră în fișa postului, în vocația, în chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o. Dar responsabilitatea ta de a-ți întreba păstorul care se ocupă de sufletul tău, cum îmi evaluezi viața? Unde vezi că aș fi potrivit pentru care te-ai dus să vorbești? Nu. Și atunci, ți-e foarte ușor să-i contești autoritatea, să-i contești slujirea spunând că nu se ocupă, dar nici tu la rândul tău n-ai fost disponibil. Și aici diavolul bombardează în vocația slujitorilor. Și onest vorbind, noi ar trebui să ne prețuim slujitorii. Nu spun lucrul ăsta pentru că sunt slujitor și că poate am contact cu o parte din slujitor și credeți-mă că o spun cu responsabilitate și cu frică de Dumnezeu. Și ei au familii. Și ei au bătăliile lor. Dincolo de bătăliile din viața bisericii, au bătăliile lor interioare. Au îndoielile lor, au problemele lor și ei trebuie să pună pâine pe masa copiilor. Și ei au probleme, poate, în viața de familie. Și pe ei diavolul îi ispitește în diverse contexte. Și atunci, ei când vin să păstorească turma lui Dumnezeu, ar trebui să o facă cu bucurie și să nu găsească o poziție din partea unora care doar contestă. Și știi ce e un lucru foarte important și vreau să-l subliniez cu asta, aș vrea să mă limitez.
Știi cine îi contestă de obicei pe păstori și pe slujitorii din biserică? Oamenii care nu fac nimic. Perfect. Oamenii care nu fac nimic. Cei care fac se întorc spre cei care comentează. Tu, pentru că nu faci, n-ai voie să vorbești. Pentru că dacă îi face ce fac ei, îi înțelege mai bine. Și atunci, în contextul acesta, n-ar trebui să ne uităm spre păstor spunând el să-i caute pe cei pierduți. Uite, e un verset în Iacov, ultimul capitol, versetul 19. Auzi cum vorbește Iacov, fratele Domnului Iisus, el spune așa: fraților, nu frate păstor, frate prezbiter, frate apostol, fraților. Adică el se adresează comunității. Ochii deschiși, inima deschisă. Dacă s-ar rătăci vreunul dintre voi, e posibil ca unul dintre voi să se rătăcească cum s-a rătăcit oaie din pilda Domnului Iisus. Și îl întoarce un altul. Adică în dimensiunea comunitară a bisericii trebuie să ai ochii deschiși să vezi cine n-a venit astăzi. Bun, dacă fratele păstor e ocupat, tu nu ai telefon să suni? Adică noi foarte ușor aruncăm responsabilitatea doar pe un comitet, doar pe un slujitor, doar pe, uite, spre exemplu, în cadrul unei orchestre. Nu mai vine unul din instrumentiști. Păi bun, este responsabilitatea dirijorului să-l sune. Dar colegul tău cu care ai cântat, da? Ar face bine să te cauți, să-ți dea un telefon. Ce faci? Cum ești? Adică să arunci responsabilitatea învinuindu-l pe alții că nu fac, nu te disculpă pe tine. Pentru că ai fost în același context și ai avut ochi. De asta este grupul acela de care spuneam. Și noi, comunitatea, nu numai păstorul, avem responsabilitatea aceasta de a ne supraveghea. Sensul a te supraveghea, de a avea grijă. Aici îl văd nu cu sensul de a controla viața cuiva, ci de a fi atent, cu dragoste. Sensibil. Nu te-am văzut astăzi la biserică. Ce s-a întâmplat? Ce ești bine? Uite, acum, în timp ce vorbesc cu tine, mi-am adus aminte astăzi, am sunat doi prieteni din biserică. Nu i-am văzut la biserică, duminică. Ce faci, cum ești, ce face familia? Și am aflat că au avut probleme. Dacă fiecare din noi ne-am sunat prieteni, azi nu te-am văzut, ești bine, s-a întâmplat ceva, cred că viața spirituală într-o comunitate ar fi la un apogeu lăudabil înaintea lui Dumnezeu. Dar responsabilitatea vine în cuvântul lui Dumnezeu și prin cuvântul lui Dumnezeu această responsabilitate se pune pe umerii tuturor. Toți cei ce compun trupul lui Hristos trebuie să fie atenți. Uite, a fost o situație, o doamnă care este soția unui slujitor de aici din România, mi-a spus că fata ei a ajuns la studii în București. Și la noi la biserică, acum mai mulți ani de zile, s-a așezat în fiecare duminică la balcon. În fiecare duminică. 4 ani cât a studiat arhitectura în București. Așa susține doamna. Niciunul n-a întrebat-o pe fata ei: bună, ce faci, de unde vii, cine ești? A venit, s-a împărtășit cu regularitate, a participat la slujbele bisericii și timp de 4 ani nimeni n-a întrebat-o: cine ești, de unde vii, e totul bine cu tine? Și am spus: unde a stat? Păi a stat la balcon, într-un colț. Bun, nu ajungem noi acolo. Am stat și m-am gândit, bun, îmi pot asuma lucrul acesta. Este, într-un mod onest, responsabilitatea noastră ca slujitor să intrăm în turmă, să vorbim cu oamenii, ce faceți. Contextul de atunci era diferit față de cel actual. Nu pot da mai multe detalii, dar era diferit și atunci, intrând între oameni, povestind cu ei, am omis lucrul acesta. Noi, ca slujitori, n-am stat de vorbă cu ea. Dar am stat și m-am întrebat, printre câte sute de persoane a trecut femeia aceasta? A stat lângă zeci de oameni, poate duminică de duminică s-a tot schimbat configurația locurilor și a persoanelor care au stat pe lângă ea. Niciunul să n-aibă puterea să întrebe: hello, ești bine? Ce faci? De unde vii? Și lucrul ăsta m-a responsabilizat. Cum văd pe cineva nou în biserică, mă duc, îl salut, bună, ce faci, pace, de unde ești, ce se întâmplă? Atât cât îmi permite timpul, cât pot face lucrul acesta. Pentru că mai bine să previn niște lucruri decât să le tratezi în contextul ăsta al pierderii unor oameni din biserică. Dacă există un dialog susținut, crede-mă că oamenii nu pleacă decât poate chiar dacă se mută și zic: gata, mă mut din oraș, mă duc la o altă biserică sau are o altă convingere și zice: mă dezlipesc de comunitatea asta și mă duc acolo pentru că mă simt mai aproape de învățătura de acolo. Bun, este responsabilitatea și dreptul tău. Nimeni nu te poate îngrădi. Dar dacă noi îi păstorim pe oamenii aceștia și există
această deschidere, umanitate. Pe mine lucrul ăsta mă responsabilizează. Umanitate în biserică. Uite un context. Pavel. Farisei și saducheii se ceartă cu el în fața lui Festus, în fața lui Agripa. Contextul din Faptele Apostolilor. Mari religioși care aveau templu, aveau lege, aveau proroci. Ce n-aveau? Spune Sfânta Scriptură, l-au jignit pe Pavel, l-au apostrofat, l-au umilit. Pur și simplu l-au tăvălit în noroi. Și spune Sfânta Scriptură despre Pavel că se urcă pe corabie în drum spre Roma. Și centurionul care a supravegheat deplasarea lui Pavel spre Roma, știi ce zice în Faptele Apostolilor despre el? Centurionul Iulius se purta omenos cu Pavel. Păi cum e posibil? Evreii care au legea, l-au pe Dumnezeu, au revelația, au, vezi când Iisus îl întreabă pe unul, îl întreabă de fapt unul din învățători, care e cea mai mare poruncă? Iisus zice, iubește-L pe Dumnezeu, dar iubește-L pe aproapele tău. Marele învățat al legii, adevărat, asta spune legea, să-ți iubești aproapele. Păi când l-au găsit pe Pavel, numai de iubire n-au avut timp, l-au tăvălit în toate felurile și Pavel zice, nu evreii care trebuiau să mă iubească mi-au arătat umanitate, ci romanul Iulius, în drum spre Roma, se purta omenos cu Pavel. Deci, ce lipsește în contextul religios, mai ales în spațiul evanghelic, și am curajul să spun lucrul acesta, lipsește această dragoste, această deschidere, această umanitate. Înțeleg că avem probleme, înțeleg că suntem supărați, dar eu văd ca mulți creștini supărați prin biserici și supărarea asta trebuie gestionată, pentru că în timp ea se transformă în mânie și poate produce mari de servicii lucrării lui Dumnezeu. Dar aici este responsabilitatea noastră ca slujitori, să stăm cu turma. Și aici cu asta aș vrea să mă limitez. În opinia mea, mega church-ul este o mare deziluzie și o mare... este o turmă pe care nu o poți păstori într-un mod real. Ei sunt ascultători. Cei mai mulți se laudă, wow, câți are în biserică. Da, dar numărul nu contează. Pentru că dacă tu nu te poți ocupa de ei, numai să-i știi pe nume. Deseori când stau în biserică la Betel, mă uit în sală și pur și simplu realizez pe câți nu-i mai știu după nume. Nume, prenume, contextul în care se găsesc, câteva sute de oameni care vin în fiecare duminică, să-i știi după nume. Dar uite să le cunoști problemele, să ai timp să-i vizitezi. Așa că iluziile astea cu biserici de, în opinia mea, o biserică pe care o poate păstori cineva sub 300 de membri. Cine zice că are, e un singur păstor la 1000 de membri, la 2000 de membri, la 5000 de membri, se înșală, nu păstorește. E un fel de CEO care se ocupă managerial. Bun, poate să iasă. Poate să iasă, îți împarți pe departamente, dar nu poți păstori într-un mod eficient o turmă atât de mare. Gândește-te că și Iisus, pe cât era de celebru, a zis, am nevoie de 12 apostoli. Și după ce s-a înălțat la cer, apostolii au avut nevoie de diaconi, apostolii au avut nevoie de prezbiteri, apostolii au avut nevoie de păstori, apostolii au avut nevoie de slujitori. Și au tot ridicat oameni care să se ocupe. Apoi biserica s-a răspândit, evident, din Ierusalim, în Samaria, din Samaria până la marginile lumii. Asta este situația în care ne aflăm, Alex. De asta am vrut să accentuez puțin contextul lărgit a bisericilor acestea, pe de o parte mari, în care există un one-man show și chiar dacă biserica este foarte plină sau arhiplină, este foarte greu de gestionat. În situațiile de calm, fără, să zicem, probleme majore. Dar ce se întâmplă atunci când, într-adevăr, avem o situație în care cineva chiar dispare pentru un predicator sau știu, un lider care are, nu știu, câteva mii de membri într-o zi, la o întâlnire, faptul că nu mai e cineva e nimica toată. Dar într-o biserică, într-adevăr, în care păstorul este interesat de creșterea bisericii, știe pe fiecare, imediat observă că respectivul nu mai este sau... Dacă e o dată, hai să zicem, dar îl vezi că consecutiv nu-l mai vezi de o perioadă, înseamnă că e ceva. Trebuie intervenit, trebuie văzut. Și atunci are situația ce face. Corect, și dacă îl și cunoști, nu e mai ușor membrului să se deschidă față de tine. Da, am călcat pe bec. Da, am avut o problemă.
decât dacă e o relație în asta strictă, știi, mă gândesc, profesională și distantă, nu-l poți recupera foarte ușor. Tocmai de asta este, pe de o parte, dorința omului de a se întoarce. Dacă te aduci aminte, chiar în pilda fiului risipitor, spune că fiul și-a venit în fire. Deci el, la conștiința, vocea lui Dumnezeu, i-a vorbit și a dat seama că, de fapt, acolo unde era el, era mai rău decât slujitorii din casa tatălui lui. Și i-a părut rău de greșelile pe care le-a făcut și de situația în care se afla. Pe de altă parte, și tatăl își face, să spunem, datoria lui de tată și iese înainte. Deci era, a fost o lucrare la ambele capete ale problemei. Bun, tatăl merge, fiul vine, dar mai era un alt fiu. Aici este. Și de obicei... Care e mai drept decât însuși Dumnezeu? Noi, comunitatea, suntem fiul mai mare câteodată și datorită poate faptului că zici, chiar vreau să te întreb, dacă simți oarecum o tentă de egoism mai nou în bisericile noastre. Adică egoismul acela... asta nu foarte nociv. Acela în care zic, băi, eu îmi văd de familia mea, de casa mea, nu prea mă mai interesează. Fac ce vor. Nu prea mai există relațiile acestea intracomunitare. De obicei, oamenii se întâlnesc la biserică, ne salutăm, nu avem nimic împotrivă, ne zâmbim, da, discutăm, dar apoi totul ce se întâmplă, oamenii nu mai vorbesc între ei. Nu mai sună sora cu tare pe sora cu tare, fratele nu mai comunică. Deși acum avem niște unelte poate mult mai facile de a comunica. Da. Da? Avem telefoane, avem tot felul de sisteme de astea de comunicații în social media. Dacă ar fi să ne conectăm, ai N posibilități de a te conecta cu cineva, de a ține legătura. Corect. Nici așa vreau să spun că, deși suntem cu mult mai multe posibilități de comunicare, comunicăm mai puțin. Și am întâlnit foarte des zicala aceasta că, băi, e bine să-ți vezi de casa ta, de familia ta, să... încercând ca pe vremea judecătorilor să-ți protejezi probabil minimul ăla de aici am o spiritualitate. Am o justificare din Sfânta Scriptură. Nu trebuie să te mire lucrul ăsta. Biblia zice așa, în zilele din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. De aici pleacă. 2 Timotei, Apostolul Pavel îi spune în 2 Timotei, capitolul 3, în zilele din urmă, oamenii vor fi iubitori de sine. Cu sinele începe. Și în aceste, sub imperiul acestor două versete, gândește-te că se află generația contemporană. Nu se mai iubește decât pe ea, nu mai iubește și nu mai are timp să asculte, nu mai are timp să ajute, nu mai are timp să fie uman. Aici mă doare. Dezumanizarea. Deci, te uiți la unii oameni, intră în biserică și trec unii pe lângă alții și nu se salută așa ceva. În copilăria mea, am crescut, am 33 de ani de când merg la aceeași biserică, 33 de ani la aceeași biserică. Și te mai uiți așa din când în când în sală și în alte comunități. Și te miri când intră oamenii în biserică și nu se salută. Păi așa ceva în copilăria mea nu exista. Păi dacă nu se pupau surorile și frații între ei când intră în biserică, vai, ce mă bucur să te văd, de greu începei slujba, de cât de mult se salută, așa un furnicar în biserică se duceau, să mă bucur să te văd, greu să pleci acasă. Acum, fiecare intră, pac, se parchează la locul lui, cum se termină, nici nu să nu se termină rugăciunea, la mașină, acasă. Mă întreb, împlinim noi Scriptura astfel? Biblia spune că suntem chemați să ne slujim unii altora. Și a ne sluji unii altora nu înseamnă doar comitetul să slujească biserica. Înseamnă noi toți să ne slujim unii pe alții. Opa! Luther a venit și a zis că noi credem în preoția universală. Și defilăm cu preoția universală. Doamne ferește să fie unul mai preot ca altul. Bun! Cum slujeți preoția astăzi? Bărbații, surorile, copiii, tinerii, nu toți trebuie să slujim bisericii lui Dumnezeu. Și dacă slujim lui Dumnezeu, să fim ajutați, să fim asistați în toate perioadele vieții noastre. Așa este. Am atins niște aspecte foarte sensibile ale lucrării în biserică, ale vieții noastre de zi cu zi. Mulți dintre noi slujim pe Domnul și simțim povara aceasta a slujirii câteodată. Am dorit să facem mai mulți. Unii dintre noi ne câștigăm pâinea și altfel decât din slujire și vedem problemele acestea, avem și rezolvarea în Sfânta Scriptură, știm ce avem noi de făcut, știm ce are comunitatea de făcut, dar uneori nu avem, să spunem, timpul suficient, să spunem, disponibilitatea de a vorbi cu cineva la capătul celălalt, da? O comunicare trebuie să aibă cel puțin două componente. Așa că
Singurul lucru pe care încerc să-l fac cu tine aici, Alex, este să tragem un semnal de alarmă. Unde încotro mergem dacă nu se întâmplă ceva, dacă nu vine Domnul, unde vom ajunge, care e limita cealaltă? Am vorbit astăzi de eliberare, am vorbit astăzi de oameni, de recuperare umană care au fost între noi. Poate oamenii, așa cum ai spus tu, au fost poate tot ani de zile între noi și poate nimeni nu i-a băgat în seamă. Pentru oamenii ăștia, aceștia, practic, au pornit cu stângul, poate nu datorită lor, ci datorită nouă. Și ei se puteau afișa, în sensul că ar fi putut cere o mână, ridica o mână, i-a prezentat, dar când e străin, poate că îți e mai greu. Dar și așa, comunitatea prezentă, cei care sunt gazde, cei care suntem în biserică, să nu mai lăsăm totul pe mâna păstorilor sau pe mâna slujitorilor. Păstorii sunt oameni, oameni care au și copii, oameni care au și probleme de sănătate, oameni care au și poate joburi. Sigur. Și atunci, sigur, când eu nu sunt păstor, dar știi că întotdeauna susțin lucrarea păstorească, da, păstorilor, de lucrarea de păstorire. De multe ori aruncăm toată povara pe umerii păstorului și păstorul săracul, dacă ar putea face de 10 ori cât face, tot n-am fi mulțumit, pentru că așa e omul. Dacă și în Iisus au găsit prilej de potignire, păi cred că noi ar fi imposibil să nu găsească. Deci n-ai cum să-i mulțumești pe toți. Așa că, Alex, cu tine am încercat să aflăm astăzi despre cele două variante. Ce facem? Ne facem în continuare că nu vedem? Ne facem în continuare aici... că nu simțim? Și aruncăm, da, responsabilitatea aceasta, lasă să-l caute păstorul, lasă, sau, într-adevăr, ne responsabilizăm și îi căutăm. Și îi căutăm. Uite, vezi aici un viceversa. Păstorul păstorește, dar turma se ține după păstor. Dacă te ții după păstor, implică că și tu ești acolo și ai intenții să te apropii. Și păstorul să te păstorească. Și dacă ocazional, repet, ocazional se pierde cineva, să-l poți recupera ușor. Gândește-te că a recupera pe cineva înseamnă, bun, a eșuat. Implică aici o nevegheră, o neatenție. Trebuie să te duci să-l ajuți. Dar acolo unde oamenii își dau acordul și zic, gata, eu vreau altceva, nu poți trece peste voința lor. Absolut. Dar acolo unde există comunicare și dialog, lucrurile se pot simplifica și armonia în biserică poate să genereze lucruri foarte frumoase în slujirea lui Dumnezeu. Deci aici cred că noi, ca slujitori, nu trebuie să fim indiferenți, trebuie să avem ochi, să fim ca în pilda Domnului Iisus Hristos cu samaritanul. Preotul și levitul văd pe cel căzut între tâlhari și își văd de drum. Unul zice, opa. Și nu era. Aici e gravitatea lucrurilor. Deci pilda spusă pentru evrei i-a scandalizat. Adică preotul și levitul nu s-au prins să-l ajute pe un evreu care era conaționalul lor și un samaritan care nu avea nicio treabă, era jumătate evreu. Era om. Zice, opa, e bătut, îl pun pe asin, îl duc, mă ocup, uite aici, am grijă, când mă întorc, achit totul. Și Iisus se pune întrebare, cine e aproapele în situație? Păi, cred că cel ce și-a făcut milă cu el era atât de mândru fariseu care a pus o astfel de întrebare Domnului Iisus Hristos, că nici măcar să rostească cuvântul, samaritanul ăla. Deci pentru ei disprețul era la ordinea zilei și Iisus spune, înaintea mea contează că voi ar fi trebuit să vă ocupați de sufletele oamenilor. Voi preoții și voi leviții trebuia să aveți ochi, să păstoriți turma, nu să mi-o risipiți. De-aia Dumnezeu vine și îi ceartă pe proroci, pe păstorii spirituale lui Israel, spune, voi mi-ați risipit turma. Adică se poate cu bună știință ca unii oameni, din interese materiale, din interese electorale, să facă din biserică o masă de manevră pe care o pot manipula. Eu cred că Dumnezeu se va judeca nominal cu aceste excepții, că le numesc excepții. Dar în cele mai multe cazuri pe care le cunosc, păstorii sunt dedicați, prezbiterii sunt dedicați, diaconii sunt dedicați, comitetele sunt dedicate, slujitorii sunt dedicați, oamenii care se implică sunt dedicați. Și disponibilitatea de a face bine trupului Hristos să vină din ambele părți. Și enoriașul să-și dea interesul și slujitorul să-și dea interesul. Și apoi lucrurile acestea pot aduce un mediu plăcut în biserică, să-L slujim pe Dumnezeu că merită. Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția din seara aceasta. A fost o temă dificilă, apăsătoare, greu de discutat despre problemele acestea ale noastre. Cu siguranță noastre. Nu le-am lămurit pe toate, nici nu intenționăm. Tema aspecte, am încercat doar să ne deschidem inimile către dumneavoastră, să vorbim și despre lucrurile
dintre noi lucrurile poate mai neplăcute din comunitățile noastre, atunci când într-adevăr avem aceste probleme și în care Scriptura ne spune clar că trebuie să acționăm. Am vrut doar să te provoc să, deși știu că în realitate, din păcate, se întâmplă ca de multe ori să ignorăm pe cei pierduți, să ignorăm inclusiv pe cei prezenți. Și aici e marea durere și ai dat un exemplu foarte, foarte puternic cu fetița aceea, cu fata aceea care ani de zile a spus că nu a băgat-o nimeni în seamă. E dureros. Haideți să ne uităm unii la alții, să ne cercetăm înaintea Domnului Alex și, stimați prieteni, să luăm aminte la Cuvântul lui Dumnezeu. Concluzia din seara aceasta este clară. Să ne ferească Dumnezeu de indiferență. Să fim preocupați, să acționăm și să căutăm pe cei, în primul rând, care sunt prezenți, să creăm acea comunitate și apoi pe cei care nu sunt, să ne ducem să ne întindem o mână de ajutor. Alex, Domnul să binecuvânteze lucrarea ta, atât în biserică, atât în lucrările de misiune la care participi în mod activ și, bineînțeles, în tot ce înseamnă pregătirea ta teologică, în casa ta, în familia ta, da? Dumnezeu să-ți dea putere să duci lucrarea și să o faci după cuvântul Său. Amin. Mulțumesc, Cătălin, pentru invitație. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și toată echipa Prodocens Media. Dumnezeu să binecuvinteze telespectatorii și urmăritorii canalului Prodocens Media și să ne ajute Dumnezeu să fim așa cum a fost Iisus, un iubitor de oameni. Și să iubim pe oameni cu interes, să iubim pe oameni, să-i ajutăm, să ne pese unii de alții și astfel vom împlini tot ce e scris în Cartea Sfântă. Amin. Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim în seara aceasta pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!